Magnolii pentru Mira Simian. Mira Elena Simian s-a născut pe 16 mai 1920 la Râmnicu Vâlcea. A fost fiica lui Constantin Dinu Simian, avocat și membru marcant al Partidului Național Țărănesc și a Constanței Tanții Simian. A urmat cursurile primare la Institutul de Fete Notre-Dame de Sion, iar studiile secundare la Institutul Moteanu din București. A fost licențiată a Facultății de Farmacie din București în anul 1942. A absolvit Master of Arts la Middlebury College din Vermont, Statele Unite, în 1967, iar în 1970 a obținut titlul de doctor în litere la Universitatea din Strasburg cu teza Sentimentul morții în opera lui Eugen Ionescu. În 1945 s-a căsătorit cu Ștefan Baciu, poet, eseist, ziarist, critic de artă, traducător, diplomat, profesor universitar. Martori au fost Traian Lalescu și Alexandru Paleolog. În 1946, cei doi au plecat în Elveția, Ștefan Baciu fiind numit atașat și apoi consilier de presă la Legația Română din Berna. A renunțat la diplomație în vara anului 1948, refuzând să se mai întoarcă în țară. În 1949, Mira și Ștefan Baciu au plecat în exil, primii 13 ani fiind petrecuți în Brazilia, stat care le-a acordat viza de azil. La Rio de Janeiro, Mira a început prin a-și practica meseria de bază, farmacistă, iar Ștefan, prin meditații de limbă germană și prin a scrie, în franceză, articole care apoi erau traduse pentru ziarul Diario Carioca. Pentru scurt timp, tot la Rio de Janeiro, Mira Simian a condus o galerie de artă împreună cu Rafael Barasa Monterosa, artist și diplomat din El Salvador, foarte bun prieten. Cunoscând 7 limbi străine, la mijlocul anilor 50, a ajuns să facă parte din serviciul de traducători și interpreți al Camerei Deputaților din Brazilia. La intervenția președintelui Braziliei, Juscelino Kubitschek de Oliveira, și a unui consilier al acestuia, în 1960 a reușit să o scoată pe mama ei din România. Tanții Simian îi va însoți în Hawaii, fiind înmormântată în 1971 la Honolulu. Mira Simian a colaborat permanent la cercul literar Pena Diplomatica Rui Barbosa, format din scriitori și artiști diplomați și al cărui secretar permanent era Ștefan Baciu. În anul 1962 a mers cu Ștefan în Statele Unite ale Americii, la Seattle, unde, în anul universitar 1963-1964, a activat ca profesor de limba și literatură spaniolă la Universitatea statului Washington. În anul 1964, soții Baciu au plecat în Hawaii, unde au rămas până la sfârșitul vieții. La Universitatea din Honolulu, Mira a început prin a fi tot profesor de spaniolă la Departamentul de Limbi Europene. Apoi a devenit profesor de limba și literatură franceză contemporană. La aceeași universitate a fost președinte la Cercle Français, Alliance Française și la Société Paul Claudel au Pacifique. În ultimul an al vieții, Mira Simian a început să picteze. Astăzi, unele dintre lucrările sale de pictură se află la Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, în cadrul donației Ștefan Baciu. S-a stins din viață pe 2 iulie 1978, la vârsta de 58 de ani, fiind înmormântată la Honolulu. În exil, Mira Simian a publicat, în limba română, volume de versuri.
Farmece, în 1966, și Cântec de frunză, în 1976. Apoi, proză poetică, Fata lui Temelie, în 1974, și un fragment din romanul Povestea râmnicului, intitulat Ibrahim, în anul 1975. În limba franceză a publicat volumele Hula Macumba Hora, Poeme, în 1973, eseul Charles d'Orléans Eronsar, Poet d'avant-garde, teza de doctorat și alte numeroase studii critice și comunicări despre Ronsar, Paul Claudel și Eugen Ionesco. În limba italiană i-a apărut studiul Urmuz, Profetul. De asemenea, a colaborat cu versuri, proză, articole și recenzii la revistele În șirte mărgărite, Mele, Drum, Apoziția, Cuvântul în exil, Revista scriitorilor români. Mira Simian a dispus prin testament ca, din vânzarea bunurilor personale, să se creeze la Universitatea din Hawaii o bursă pentru studenții interesați de cercetarea influențelor românești în literatura și cultura franceză. După moartea soției, Ștefan Baciu a scris romanul memorialistic Mira. Oricât s-ar părea la prima vedere de paradoxal, cartea aceasta are un conținut autobiografic, pentru că din momentul în care ne-am cunoscut, a fost în 1941, la București, viețile noastre s-au unit în așa fel încât îmi este cu neputință să le separ. Nu știu dacă aceste pagini sunt o biografie, un roman de dragoste sau un roman de aventuri, însă știu că nu există în ele niciun rând, niciun cuvânt care să nu fie întocmai cu adevărul. Am avut, aproape 4 decenii, privilegiul să o cunosc și să o iubesc și să împart cu ea, zi de zi, noapte de noapte, clipă de clipă, pâinea și apa, durerea și lacrima, surâsul și bucuria. Am fost, din București, Râmnicu Vâlcea și Brașov, cavalerul care a însoțit-o pe cele mai neașteptate poteci, la Berna și la Lugano, în Senegal și în Honduras, pe Corcovado în Rio de Janeiro și pe Grand Canyon. Dispariția ei m-a lăsat văduv și orfan, și știu că de acum încolo, oricum ar fi să fie viața, nici pâinea, nici apa, nici durerea și nici lacrima nu vor mai fi niciodată aceleași și că zilele fără ea nu vor avea nici aceeași culoare, nici același gust. Din toate cărțile pe care le-am scris în 45 de ani, aceasta este cea mai dureroasă și cea mai înaltă, pentru că, dincolo de a fi cartea Mirei, este, în același timp, viața ei și a mea, viața noastră.